Vinurile bune sunt însoțite de povești interesante, dar trebuie să le descoperim pe cele în care ne regăsim, pentru că nu-i așa? In vino veritas. Ce vinuri alegem în funcție de evenimente? Este foarte greu pentru noi, dragilor, noi care nu ne pricepem, dar specialiștii știu cu siguranță. Mai multe ne va spune Daniel Zotu, somelier Domeniile Ostrov. Bună ziua, ne aflăm în vizită la Domeniile Ostrov, unde am venit să îl întrebăm pe domnul Daniel Zotu ce ar trebui să servim, ce vinuri ar trebui să servim în cadrul unui astfel de eveniment. Bună ziua, bine ați revenit la Domeniile Ostrov. Ca de fiecare dată, în funcție de vinurile alese, în funcție de preparatele comandate de firmele respective, de catering, încercăm să venim în ajutorul organizatorilor pentru a realiza un eveniment de excepție. Și cum bine știm, un eveniment corporate este pus la punct cu timp înainte și sunt aleși invitații speciali, sunt pregătite listele cu preparatele culinare și, ca de fiecare dată la astfel de eveniment, nu există o gustare antreo de excepție. Deci ne trebuie un vin alb sec, aș alege un Sauvignon Blanc din gama Naiada, foarte atractiv, un vin care poate deschide o seară specială, deschide apetitul culinar, o gustare mixtă cu diferite semi-preparate, ușor de servit, nu foarte consistente, chiar dacă sunt pe bază de pește, fructe de mare sau brânzeturi fine sau chiar mezeluri sau foie gras. Urmează ca de fiecare dată un preparat de pește, deci un preparat mai consistent, un preparat chiar poate fi alcătuit din un semi-preparat de pește la grătar sau la cuptor și câteva fructe de mare pentru a îmbogăți acest preparat. Implicit ne trebuie un vin alb mai consistent, mai amplu, pentru că vom găsi la acel preparat de pește un sos consistent, o buchetieră de legume, câteva artificii făcute de maestri bucătari, deci vom servi un vin mai corpolent, mai bine structurat, cum este acest vin, un asamblaj din Sauvignon Blanc și Chardonnay din gama Legio. Și, nu în ultimul rând, un preparat de bază care va fi plusul valoare al acestei mese de excepție, indiferent că este un preparat pe bază de carne de porc sau de vițel, de vânat, vom alege un vin foarte bine structurat. Anumite astfel de evenimente, pentru a încununa acest platou, realizează un mixt din carne de pasăre cu carne de porc și cu carne de vițel, fiecare preparate separat, un piept de pui sotat în un sos de brânzeturi fine, un cotlet de porc, mini cotlet de porc sau un mușchiuleț de porc cu fructe de pădure și o pană de antricot de vită cu un sos mai consistent, un sos vânătoresc sau un sos de ciuperci sau chiar un sos de vin roșu, va fi cireașa de pe tort asociat cu un vin roșu foarte consistent, foarte bine structurat, din gama Legio, Cabernet Sauvignon, fetească Merlot, un vin maturat, un vin pentru a încununa această masă exemplară și la final, pentru a încununa desertul, să spunem, un candy bar cu diferite mini-deserturi de excepție pe bază de ciocolată, cheesecake, frusecuri,
un vin demidulce sau dulce, un muscat otonel foarte, foarte consistent, foarte, foarte rafinat. Pentru un prânz de afaceri, ce ați recomanda? De obicei, prânzul de afaceri trebuie să dureze un timp foarte scurt, unde de obicei se alege un preparat antreu și un preparat de bază. Preparatul antreu poate fi chiar o salată crocantă sau o gustare pe bază de fructe de mare, în care ne trebuie un vin foarte suplu, foarte rafinat, indiferent că este un vin alb, Sauvignon Blanc sau Chardonnay, sau putem porni această masă, de exemplu, mă gândesc acum la un tartar de somon, putem porni cu un vin rosé, un rosé de la domeniile Ostrov, asamblaj și fetească neagră Pinot Noir, pentru a deschide de apetitul. Structura soiului fetească neagră și aroma soiului Pinot Noir în acest asamblaj va fi perfect pentru acest preparat. Și implicit la al doilea preparat, fiind un preparat de bază consistent, dar nu foarte, foarte bogat, pentru că ar trebui să ne întoarcem la birou, să ne întoarcem la afaceri, ne trebuie să ne gândim la un medalion sau un mușchiuleț de vițel pe grătar cu un sos de gorgonzola, un par cu vin roșu, un sirac de la Naiada sau un cabernet sauvignon din gama Naiada. Deci nu ne trebuie un vin foarte, foarte puternic pentru a afecta capacitatea de a lucra în continuare în afaceri, de a încheia o zi de excepție cu răspunsuri pozitive. Există vinuri potrivite anumitor categorii de vârstă? De exemplu, mă gândesc la rosé. Este potrivit mai mult pentru tineri, pentru cei care încep să deguste vinurile de la Ostrov? Atracția pentru tineret începe în primul rând cu aspectul vizual. Multe țări, mulți producători, chiar în unele țări unde consumul de alcool era foarte ridicat, se fac cursuri în școli, la licee și chiar la facultate pentru a veni în atenția, pentru a aduce în atenția tinerilor consumul de vin în detrimentul băuturilor alcoolice sau a berii. Dar aspectul vinului rosé este o atracție pentru tineret, mai ales pentru domnișoare. În simplele întâlniri făcute pe o terasă sau petrecerile strict de tineret. Este nevoie de a înțelege că la această vârstă consumul de vin nu este favorabil, dar pentru a înțelege că de fapt în acel pahar există sănătate, într-un consum redus și normal, pentru a înțelege că un pahar cu vin ajută mai mult decât un pahar de o bătură spiritoasă fără a da nume. Vă mulțumim foarte mult! Mult succes în continuare! Mulțumim! Iar dumneavoastră fiți alături de noi pentru a afla mai multe povești de soi bun, pentru că fiecare picătură de vin spune o poveste.